Tras pe linie moartă de Astra după cucerirea Cupei României, Alexandru Mățel și-ar putea relansa cariera la Zagreb. Conform Digisport, fundașul dreapta în vârstă de 25 de ani a semnat un contract cu Dinamo Zagreb, campioana Croației. Cel mai probabil Mățel va evolua pentru noua sa formație de-abia din vară. Asta pentru că patronul Ioan Niculae cere 250.000 de euro pentru ca fundașul să evolueze din această iarnă în campionatul croat, iar Dinamo oferă numai 100.000 de euro. Alexandru Mățel este unul dintre cei mai vechi componenți ai Astrei, însă n-a evoluat niciun minut în acest sezon. Fundașul s-a certat cu oficialii formației în vară atunci când a refuzat prelungirea contractului și a fost trimis să se antreneze de unul singur. Din cauza lipsei jocurilor oficiale, Mățel a pierdut și ultimele meciuri ale echipei naționale, acesta fiind titularul postului de fundaș dreapta.